aproape că nu obosesc, pentru că a fost un vis de-al meu dintotdeauna, mi-a plăcut mie dintotdeauna ceasurile și a fost o dorință mare ca să pot să aduc vizitatorii aici să vadă aceste lucruri nemaipomenite. Visul lui Ion Cristea s-a împlinit după mai bine de 30 de ani de când este părintele ceasului de la Palatul Culturii din Iași. De-a lungul anilor, din când în când, la Sfânta Parascheva, reușea să mai aducă grupuri de vizitatori să le arate orologiul din turn de care singur a avut grijă. Vizitatorii urcau cu plăcere aceste scări, având grijă să nu se împiedice și să nu se lovească la cap. Efortul lor era răsplătit de faptul că puteau să vadă turnul cu ceas din Palatul Culturii. Pe acest culoar se deplasau vizitatorii, este un culoar făcut pentru pompieri, foarte sigur, foarte bun, ca să nu cumva să se întâmple ceva cu vizitatorii. Și vizitatorii au mers, bine mersi, ani mai mulți, fără ca să avem probleme. Ceasul din turnul Palatului Culturii este reper pentru ieșeni din 1925, când a fost adus din Germania și instalat odată cu inaugurarea palatului. Orologiul are trei cadrane decorate cu mici vitralii ce reprezintă cele 12 zodii. Doi plăieși în costume naționale, zugrăviți pe zidul turnului, stau de strajă încadrând ceasornicul după modelul oștenilor pictați la Castelul Peleș. Carionul ceasului este un sistem de 8 clopote acordate. La fiecare oră exactă, acestea reproduc acordurile Horei Unirii, imnul de la 1859. Ion Cristea a urmat cursurile a două facultăți, istorie și științe juridice, dar a ales să-și urmeze pasiunea. Din când mă știu, pe mine m-au pasionat aceste fenomene de mecanică, fenomenele de ceasuri, fenomene de timp. Timpul a trecut greu pentru Ion Cristea, dar răbdarea a meritat. Acum, de dimineață până seara, ceasornicarul povestește neobosit vizitatorilor istoria orologiului din turn. Din când în când mai dau o gură de apă și pot vorbi în continuare, pot să vorbesc toată ziua. Ați spus sus? Da. Ați văzut inscripția? Nu. Păi zice. Este o inscripție pe un perete acolo, vă duceți și o vedeți, inscripția făcută de soldatul sovietic care stătea cu pușca și păzea pe băștinaș, așa să nu facă urât. Și de asemenea o să vedeți pe cadrul respectiv o urmă de schejă din al doilea război mondial. Ion Cristea le dezvăluie turiștilor și motivul pentru care în trecut autoritățile au interzis vizitarea ceasului. Temerea ca nu cumva cineva să se arunce din turn. Poveștile lui sunt savurate de turiștii veniți din toate colțurile lumii. I astonish about the wonderful renovation and I look and the ground and the entry was wonderful. I come from Germany, yes, nearby Frankfurt. This is my first time here and it's a wonderful time for me, first holiday. E impresionant pentru că de obicei îl vezi din exterior și acum să vezi, e ca și cum ai fi într-un organism așa uman și vezi cam cum se mișcă nervii și organele și care e creierul din spatele organismului. Ai văzut clopotele sus? Da. Și cum sunt? Glăgie. Ion Cristea este singurul restaurator de mecanică fină și orologerie din România. Problema poate fi urmașii urmașilor mei. Așa, o să se găsească oameni care să se priceapă, care să fie pasionați și sunt convins că vor avea grijă de acest ceas. Am avut mai mulți colegi care i-am rugat ca să aibă grijă mai departe. Este o activitate dificilă, deosebită, pentru că atât timp cât ceasul merge, nu te întreabă nimeni nimic. În momentul când ceasul nu mai merge, toată lumea te ia la întrebări de ce nu merge. Și atunci oamenii mai mult fug de acest fenomen de răspundere. Împreună cu colegii săi, lucrează la un sistem de sonorizare prin care speră ca Hora Unirii să fie auzită în tot orașul prin 12 puncte de emisie. Turnul cu ceas este doar una dintre pietrele prețioase ale bijuteriei Palatului Culturii.
Edificiul a fost înălțat între 1906 și 1925 pe ruinele curții domnești medievale, ale cărei urme istorice se văd și acum. Legenda spune că în proiectul inițial erau prevăzute 365 de camere, câte zile are un an, dar în realitate construcția are 298 de încăperi. Ridicată la cererea regelui Carol I, clădirea a fost Palat de Justiție până în 1955, când și-a schimbat destinația, devenind Palatul Culturii. Încăperile palatului au găzduit de-a lungul timpului procese răsunătoare cu pledoarii ale unor avocați celebri, precum Ionel Teodoreanu. Lambriurile interioare par a fi de stejar, dar în realitate reprezintă invenția lui Henri Coandă. El a fabricat boacimentul, un material realizat prin fierberea ipsosului în ulei. Capodopera neogotică a fost închisă publicului timp de 8 ani, perioadă în care 350 de experți au lucrat la restaurarea Palatului Culturii. Acum, bijuteria Iașului strălucește din nou.